telefonul de ce urgență aveți? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Vreau și în legătură cu poliția. Da. Ce s-a întâmplat? Doamnă, nu vă numiți. Sunt domnișoara, am 15 ani și ieri am fost sechestrată de către un domn. Cum te cheamă? Mătișeanu Alexandra, vă rog, veniți repede, nu știu unde sunt. Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli? În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact. Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? Alo? Da, stați, nu plecați, vă rog. Ai fost violată? Da, am fost violată. Da, rămâi la telefon, da, încearcă să-mi dai un punct de reper ca să știm exact ce... A venit repede, vă rog. Păi să venim unde, frate, în Caracal? Păi ce dacă se facă în Caracal, că a răpit-o și a dus-o în Caracal, dar nu știe unde. Și poliția mea vorbește. De asociere. Unde ești în Caracal? O să vă spune colega că avem la telefon pe altă stație, da? O să vă spune imediat colega că încearcă să mai ia niște date. Este răpită, dusă în Caracal, violată, da. Și încearcă colega să afle ce, pe unde s-ar afla. Da. Da? Bine, imediat vă sună. Da. 112, ce urgență aveți? Soția, sunt. Unde ești în Caracal? Nu, am trecut când am văzut prima dată, m-a legat la ochi și eram pe lângă dig. Pe domnul îl cheamă Popescu Lucian Gabriel. Lângă din Popescu Lucian. Păi și acum pe unde ești? Te poți uita? Nu pot, sunt închisă într-o cameră. Văd decât o poartă. Ia uite-te pe... Și da, de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune. Știți, să vă spun, ieri am ieșit la ocazie ca să mă duc până în oraș. Și dumneavoastră m-a luat la ocazie, a închis mașina și m-a închis acolo. După aia a zis să mă ducă la el. Te-a luat la ocazie numărul de la mașină? Da. Mai ții minte ceva din numărul de la mașină? Nu. Ce cu mașină, ce culoare, măcar era, ce marc? Mașina era gri și avea boturile turțite. Cu bot turțit? Da. Atât ai reținut tu. Și acum ești închisă, ai trecut pe lângă dig? Da, atunci m-am uitat prima dată, dar acum nu știu, cred că sunt în bol sau ceva, nu știu. Bun, ai telefonul la tine, da? Da, dar e la el. Eu acum sunt după alt număr. Nu contează. De unde ai tu numărul ăsta? Care număr? Ăsta de pe care mă sun. De unde e ai telefonul? E telefonul lui, l-am găsit aici. Telefonul lui? Da. Este telefonul lui, da? Bun. Da, doamne, ia. Vă rog, trimiteți și cineva pe mine. Stai puțin, te cred, te-am înțeles. Stai puțin la telefon dacă tot poți. Alo, a trecut. Da. Lângă de ieri e răpită. Ăsta e telefonul lui. Veniți cât mai repede. Unde să venim, domnișoare? Ia spuneți-ne. Poftim? Unde? Nu știu exact. Am trecut pe lângă dig, dar acum cred că sunt în Bolt. Altundeva nu putea să trecut. Unde? În? Unde sunteți? În Bolt. În Bolt? Da, uite. A, județul Bolt? Stați da, puțin, da, că am găsit o adresă. BLD, Antonius Caracalu, numărul 9, de acolo unde rămâne. Rămâneți acolo, Antonius Caracala, numărul 9, da? Mi-e frică. Continuați adresa, să vă rog, veniți repede, că mi-e frică. Ce bloc este acolo? Ați spus că e un bloc, nu ceva? Nu este bloc, nu este da. Bloc, este o casă, este o casă. Bun, rămâneți acolo să vină echipaj de poliție, bine? Veniți repede, că mi-e frică, da, bine. M-a făcut. Bine, rămâneți acolo. 1-2, ce urgență aveți? Doamna, ați trimis pe cineva, că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate. Da, ai vorbit cu poliția, da? Da, cu dumneavoastră. Ce ți-a zis poliția? Mi-a zis că o să-ți trimite un echipaj, dar vreau mai repede și... Poliția a revenit, fapt. Da, da, spuneți, doamnă. Da. Vă rog, ați trimis pe cineva aici? Am trimis, rămâneți acolo, că în 2 minute n-are cum să zboară, măi, domnișoare. Stați acolo, da?
Vor veni echipaj. Păi de cine vă este frică? Alo, de cine vă este frică? De el, m-a bătut. De el, cine este persoana? Îl cheamă Lucian, Popescu Lucian, Gabriel. Popescu Lucian, și unde stă ăsta acolo? Am zis că Bold Antonius Caracal, numărul 9. Acolo, la numărul 9, stă Popescu ăsta Lucian? Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui. Păi cartea de vizită e a lui? Nu știu. A, nu știu nici asta. Bine, așteptați acum, de așteptați acolo, va veni cu echipajul, în 2-3 minute, așteptați. Vă rog, da? Stați cu mine la telefon, că nu este frică. Nu pot să stau în telefon, domnișoară, că avem și alte apeluri. Rămâneți acolo, vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da? 2-3 minute, ce naiba, da? Stați liniștită, calmați-mă un pic, da? E frică. Încercați să vă calmați, păi, la, da, calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum. Da, lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dumneavoastră. Bine, m-ați înțeles, bine, da? Bine, bine, da. Bine.